Spre doamna Lasconi, nimic deocamdată de la domnul Geană, probabil că urmează. De la domnul Simion. A venit la doamna Lasconi azi. Așa, dar a avut grijă cumva să-i confiște un pic din poziționare doamnei Lasconi. S-a declarat și conservator și progresist în același timp, s-a declarat și liberal în anumite privințe și social în altele. Pare că a simțit că acolo e un potențial, uite ce încearcă USR-ul să facă, nu? Sau candidata Lasconi. Da, probabil că domnul Geoană vrea să fie un candidat catch-all, așa, dar nu prea iese, pentru că totuși domnul Geoană are un trecut social-democrat, a fost în PSD și acum apare așa o ceartă în marea familie PSD cu săgețile astea pe care le trimite către domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu le trimite înapoi către domnul Geoană. Trecutul ăsta nu poate fi șters. Într-adevăr, doamna Lasconi este singurul candidat serios de dreapta din această cursă. Dar tot catch-all și doamna Lasconi, să fim foarte cinstiți, că dacă e și progresist și cu trei cruci la gât și cu susținerea naturală a unor a curentului LGBT, că așa ar trebui să fie un partid progresist, și cu familia tradițională, tot catch-all se numește, între noi fie vorba. Și e cea mai progresistă dintre conservatori și cea mai conservatoare dintre progresiști. Doamna Lasconi a lămurit lucrul acesta și s-a poziționat foarte corect. Până la urmă, este o viziune liberală de dreapta, din punctul nostru de vedere, atunci când spui că statul nu are ce să caute în credințele tale intime, în ceea ce faci tu la tine acasă. Cred că a spus că respectă și libertatea religioasă și de altă natură, libertățile sociale și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, este un candidat, singurul candidat de dreapta în această cursă electorală, serios încă o dată, că așa se mai pot numi candidați de dreapta și restul, dar nu sunt candidați serioși în ceea ce am văzut în acest început de cursă electorală. Evident, trebuie să așteptăm momentul dezbaterilor, confruntărilor serioase pe viziune pentru România pe mai departe, păi, și cred că acolo se vor limpezi apele. Da, deocamdată Geoană pare așa, destul de, nu știu, insensibil la chestia asta cu trecutul PSD-ist. Nu pare foarte, mai mult cei din zonele astea ale adversarilor insistă cu trecutul lui PSD-ist. O fie aici o vulnerabilitate sau e o teamă exagerată a adversarilor și încearcă să-i pună lui eticheta asta? Depinde cum este exploatată, dar apropo de discuția anterioară, cred că am face o eroare să mutăm clivajele existente în America, progresiți versus conservatori, și să le translatăm în România, să le imaginăm că aici oamenii se uită dacă unul e conservator sau e mai credincios decât celălalt. Important este să nu fie împotriva creștinilor, prima chestiune, și putem discuta că sunt nuanțe la fiecare. Contează să fie un om onest. Niciodată românii n-au dat votul covârșitorului candidat mânjit de corupție. Cel mai important lucru, pentru că, și am să explic și de ce. În imaginarul colectiv este ultima frontieră sau